Da, numai un pic, dacă vreți să vă dați, ia asta de aici și să scoate în mașină. Hai, Antonia, dați-vă un pic de mașină. Adunai-vă. La gard la Bubuc. Mult de mers? Nu, no, până aici, eu zic la gard de 5. 4 km. De 50 pe zi? Băi, Jipa! Hai, hai, leacă de acolo! Gata la mașina puțin mai mea. Am mers în spatele lui. Am picat la loc, că ne-am urcit de aia. Cum ați rămas? Când s-a întâmplat? Ieri până la 9. Adică seara? Nu, dimineață. Și de atunci? Și de atunci am rămas aici. Și ai stat în mașină? Ce s-a întâmplat? Nu, nu, am plecat în sat. Am stat în sat la primărie, m-au ținut bine. A fost toată treaba bună. Și e greu acum. Comunicația Poșta Călnău. Da. Deci prioritar a fost comunicația Poșta Călnău după discuțiile cu domnul primar, care le-am avut la intersecția drumului european cu comunicația Poșta Călnău Bobocu. În prima fază a trebuit degajat calea de comunicație dintre Poșta Călnău și Bobocu. Domnul primar conduce o mașină plină cu pâine, trebuie să ajungem în prima fază la Bobocu, după care în localitatea Târlele. Ce? Acolo sunt case, nu s-a ajuns încă acolo. De când a început discolul? Care sunt principalele probleme acolo? Principalele probleme doar alimentele, izolarea și să poată să iasă din casă, să comunice între ei, să se ajute ca vecini și noi ca autorități să ne punem la dispoziție tot ce putem, ca să revin la normal. Numele dumneavoastră? Nicolae. Și așa e tot drumul? E foarte bun! La fel! Să-mi dați înapoi. Un aro, până la mașina lui. La final.
Faceți loc, faceți loc, buz. Faceți loc, faceți loc. Așa, du-te așa că vine. Hai! Mai dai foc, că-i prea mult. Dă-o, dracu. Ați ajuns la animale? Cum e acolo? Ce animal? Ce? Am putut să intru aici? Aici, uite. Uitați aici. Hai. Mi-a frică că cade că am bufolat aici. Și am și în grajdul dincolo, unde am porci acolo. Porci, păsări, unde dau cu băieții ăștia zăpada. Ce este de dedesubt? Prunci sunt. Ce sunt? Prunci și acolo. Prunci. Și aici am fost grădina unde am arat. La 4 metri de zăpada aici. Când mai scăpați de zăpada asta? La Paște, când e Paștele. Mai? În mai scăpăm. Când o vine, să vedem pe cine o face. Ce înălțime vă aflați acum? La 5 metri. 5 metri. 5 metri. Uite aici sus pe ăsta, aici la 5 metri. Uite pe ăsta aici. Acolo e 5 metri. Aici suntem la 5 metri înălțime. Nu-i cât grajdul meu? 5 metri de la nivel cu grajda. La 5 metri înălțime. Nu de mă 5, mai mult. Mai mult. Nu mai mult. Mi-a cu doi, mi-a cu doi ani acum. Nu că vin. A fost greu? A fost greu? E normal că dacă eu am plecat și pe Viscu, i-am fost la moare pe zăpadă, aia mare, pe Viscu la zăpadă, am măcit la moare, am și o băiatul ăsta. Am și o fetiță aia, mi-am mărit și soțul de 2 ani de zile, ce să fac? Am mărit și eu aici. Cu Dumnezeu înainte. Așa ai minutul. Și Dumnezeu ne-a ferit acolo în față, că asta e, să o fie credincioasă și asta e. De râs. N-a mai fost acum. Primatura a fost o glumă. Da, și că prima a fost o glumă, adevărul ăsta. Și zăpada asta de când e mare așa? Are o săptămână. V-a îngropat de tot zăpada. Păi nici nu mai avem. Hai. Aici e cineva? Da. Bătrânul ce ești? Nu. Deschide acum? Nu. Nu se deschide aia? Înăuntru, da. Bine, am văzut ceva aici, ati.
acolo, ai? Acolo. Deci din... Puteai și în urmă. Din vara noastră plătești. Ah, costele. Haideți.